Minivan găsit, vă invit să urmăriți în continuare prezentarea Smart Watch-ului Samsung Galaxy Watch, un device cu un design familiar, seamănă foarte mult cu Samsung Gear S3. Eu folosesc de aproape un an un Samsung Gear S3, înainte de asta am folosit Samsung Gear S2, iar de două săptămâni folosesc Samsung Galaxy Watch și pot spune că evoluția se simte, este un device mult mai complet din punctul de vedere al aplicațiilor. Cei de la Samsung au ales să numească noul model Samsung Galaxy Watch și nu Samsung Gear S4. Samsung Gear S3 este un smartwatch care s-a descurcat admirabil într-un an de utilizare, însă diferențele sunt foarte multe în favoarea noului model. În continuare îmi voi concentra atenția asupra aturilor lui Samsung Galaxy Watch. Haideți să privim mai îndeaproape ceasul și să ne axăm pe principalele diferențe față de modelul anterior. Iată înainte de toate cutia lui Samsung Galaxy Watch. Pe partea dreaptă sunt menționate principalele aturi, durată mare de viață a bateriei, urmărește automat parametrii de fitness și sănătate ai utilizatorului, poate fi folosit pentru a urmări progresul în 39 de activități fizice și este rezistent la apă, poate fi folosit de înotători și rezistă la până la 5 atmosfere. În cutie avem ceasul, care are din punctul meu de vedere un design superb. Rama rotativă este extrem de utilă, este din punctul meu de vedere cea mai simplă metodă pentru a utiliza un smartwatch. În cutie mai avem manualul de utilizare. O rezervă pentru curea. Precum și un încărcător wireless. Vorbeam mai înainte de o scurtă comparație între Samsung Galaxy Watch și Samsung Gear S3. Ei bine, iată-le unul lângă altul. Galaxy Watch arată mult mai bine din punctul meu de vedere. Îmi place mult combinația de argintiu cu negru. Gear S3, modelul pe care îl am eu, este de culoare negru. Rotița lui Gear S3 are niște impresiuni ceva mai evidente, însă cea lui Samsung Galaxy Watch este mai fină. Ambele ceasuri au două butoane pe partea dreaptă, unul pentru aplicații, celălalt pentru întoarcere în meniul anterior. Pe partea din spate avem senzori mai preciși pe Galaxy Watch, senzor pentru puls pe Samsung Gear S3. Iată și aplicația Samsung Health pe ambele device-uri. Pe Samsung Galaxy Watch este disponibilă măsurarea nivelului de stres, dar și măsurarea SPO2. Cu ajutorul Samsung Galaxy Watch puteți scăpa de stres efectuând câteva exerciții de respirație. Samsung Galaxy Watch vine în două variante, una cu cadran de 46 mm, cum am primit eu în teste, și o altă variantă cu cadran de 42 mm, adresată femeilor. Specificațiile sunt identice, cu excepția mărimii cadranului. Cei de la Samsung s-au gândit și la cei cu mâini ceva mai groase și au introdus în cutie și această rezervă pentru curea, similară cu cea pe care o am eu pe Samsung Gear S3. În continuare voi trece în revistă principalele aplicații de pe Samsung Galaxy Watch. Pot fi accesate apăsând butonul din partea de jos. Mi se pare foarte util și interesant
faptul că avem acces la aplicațiile recente, apăsând acest buton. Bineînțeles că le putem închide una câte una sau pe toate. Avem acces la mesaje, putem apela de pe smartwatch. Smartwatch-ul are incorporat un difuzor puternic. Putem trimite mail-uri, putem intra în aplicația Samsung Heart, pe care v-am arătat mai devreme. Avem posibilitatea de a descărca mai multe aplicații. Setările sunt extrem de numeroase, putem alege aspectul ceasului de aici. Sunt foarte multe aspecte. Putem alege să avem ceasul mereu activat, asta va însemna că bateria se va consuma mai repede. Iată, bateria va rezista, dacă este utilizată ca până în acest moment, de la încărcare aproximativ 3 zile și 22 de minute, de aproape 2 ori mai mult decât în cazul Samsung Gear S3, care rezistă aproximativ 2 zile după încărcare. Dacă folosiți modul de economisire energie, va rezista 8 zile și modul doar vizionare, fără conectare la telefon, de 38 de zile. Avem și alte aplicații, printre care Samsung Flow, căutarea telefonului, reminder, muzică, galerie, meteo, alarmă, ora pe glob. Aplicația meteo este foarte utilă. Calendar, evident că nu putea lipsi și asistentul Bixby, care poate fi accesat și apăsând de 2 ori pe butonul din partea de jos. Avem și altimetru și barometru, precum și știrile pe scurt. Iată, s-au descărcat articolele. Și iată și altimetrul. Acum se calibrează. Printr-un thread de sus în jos, avem acces la principalele setări, luminozitate. La maxim, ecranul este aproape orbitor, așa că eu îl țin la nivelul 7. Putem seta nivelul tonului de apel. Printr-o apăsare lungă pe acest ecran, putem scoate sau adăuga butoane pentru setările rapide. Avem și un mod blocare la apă. Modul noapte bună, adică nu suntem deranjați de notificări între orele 12 seara și 8 sau 9 dimineața. Avem funcție NFC și multe alte posibilități de personalizare ale acestui meniu din partea de sus. Samsung Galaxy Watch are un preț de aproximativ 1400 de lei, în funcție de magazinul din care îl veți achiziționa. Este un smartwatch extrem de util. Iată și aplicația Galaxy Wearable, cu ajutorul căreia poate fi controlat acest smartwatch.
putem seta de pe această aplicație ce aspecte de ceas să avem. Iată, s-a schimbat și pe ceas. Evident că puteți descărca mai multe aspecte de ceas. Avem aici numeroase setări. Putem alege ce notificări să ne fie afișate. Putem evident deschide și pe smartphone aplicația Samsung Health pentru a urmări parametrii de sănătate. Dar și cei pentru antrenament. După cum spuneam, puteți măsura cu ajutorul ceasului și saturația în oxigen a sângerui, SPO2. În concluzie, Samsung Galaxy Watch este un device cu un raport calitate-preț foarte bun. Aștept părerile voastre despre acest device și vă invit să recomandați și alte gadget-uri Samsung pentru teste.